Bun găsit, om drag! Iată-ne într-o nouă seară de joi, îți spun bun venit la o nouă emisiune de la Materie la Suflet. Și avem din nou o temă foarte interesantă și un invitat special, ca toți invitații mei. Din nou în studio alături de mine, domnul Constantin Barbu. Bine ai revenit, Constantin! Bună, Claudia, mulțumim pentru invitație. Bună ziua sau bună seara, dragi telespectatori, depinde când o să urmăriți această emisiune. Da, abia te așteptam, abia așteptăm să continuăm discuția de data trecută. Astăseară vorbim despre tehnologia biofotonică și despre aplicațiile ei, care sperăm că sunt cel puțin la fel de interesante ca cele pe care ni le-ai prezentat data trecută. Ce este această biofotonică, tehnologie biofotonică? Această tehnologie biofotonică este prima mea dragoste, dacă pot să spun. M-am întâlnit în 2014 cu ea. Uh-huh. Atunci am început să o studiez. Asta datorită misiunii pe care Traian din Orel Stănciulescu o are în România de peste 30 de ani. La un eveniment în Târgu Mureș, unde organizam un festival acolo, Digital Transilvania, am avut plăcerea să la secțiunea de inovații să-l avem ca invitat pe domn profesor de la Iași și să mă întâlnesc cu această știință, această tehnologie s-a transformat în știință în 2017 la congresul de la Kaunas. Domn profesor a prezentat știința semiobiofotonicii, deoarece la baza acestei tehnologii și aceste științe stau 30 de ani de cărți scrise. Una dintre cărți o am și cu mine, destul de groasă, Fundamentele biofotonicii, scrisă de domnul Traian Stănciulescu și de Daniela Manu, doi cercetători din România, și pe care îi am studiat înainte să încep studiul asupra tehnologiei CASH. Ce este semiobiofotonica, așa cum domn profesor, care este și președintele onorific al asociației noastre, acesta este domn profesor care încă ne mai ajută cu informații, încă mai predă și încă încercăm să-l înțelegem și să captăm foarte multe din ceea ce are de transmis, fiind o știință exotică, așa cum domn profesor spune, înainte să apară câmpul magnetic și gravitațional, ceea ce prezintă domnul CASH. Aveam doar câmpul magnetic și de la cap magnetic ajungeam la biofotoni și lipsea câmpul gravitațional. Și atunci, dacă totul a fost recunoscut la nivel științific, magnetic, gravitațional, biosul, da? Tot după aceea se începe să formeze biosul și orice bios, adică încerc să le explic oamenilor în cuvinte la fel cât de simple. După cum vedeți aici, este un dispozitiv biofotonic care are scoici. Da? Încerc să le explic lucrurilor că orice element care este organic, da? Este organic și este crește din pământ, prezintă o luminiscență. Deci domnul Traian Stănciulescu, domn profesor, spune lumină din lumină. Adică avem plasma. Plasma formează ADN, molecule, atom și când atom începe să se formeze sub formă de scoică, noi în jurul acestei scoici, noi avem o bioluminiscență, un laser molecular. Deci, orice ce este viu, orice ce este format de pe pământul acesta și este bio, într-un sistem biologic, prezintă o interacțiune, da? Din el se captează și emite energie. Deci putem să captăm și să emitem energie din sisteme biofotonice. Asta ca să le explic oamenilor că orice este viu în jurul nostru prezintă această energie. Și mai mult decât atât, noi înșine suntem purtători de lumină. Da. Eu așa am găsit ca și informație că este știința luminii vii, adică tot ceea ce este viu are lumina sa.
Da, asta încercăm și asta am studiat în 2014, 2015, 2016, 17 și 18. Am studiat cu membrii grupului nostru de studii, unde ne-am întâlnit cu alți căutători de cunoaștere, alți cercetători la nivel internațional și ne-am adunat ideile. Noi, având partea teoretică, ne-a fost mult mai ușor să înțelegem ce fac și cum putem să folosim aceste dispozitive, pentru că am reușit să studiem partea de teorie din cărțile domnului profesor. Și am găsit în cărțile domnului profesor, practic, descrierea acestor dispozitive. Ele au venit ca și dispozitive Q-less, ele au denumirea Q, de la quantic, dar studiind mai mult și studiind elementele din care se formează, ne-am dat seama că este o structură a tehnologiei biofotonice. Da. Cine promovează această tehnologie biofotonică? Tehnologia o promovează domnul profesor Stănciulescu, Traian Stănciulescu, la Iași. Cei din Iași cunosc foarte bine activitatea domnului profesor și, bineînțeles, cei și din Academia Română și așa mai departe, cei de pe terapii complementare. Noi am descoperit aceste dispozitive biofotonice, având foarte multe efecte și foarte multe beneficii și rezultate. Iar am început și ne-am organizat într-un site, înainte să avem asociația, pur și simplu am realizat încă două site-uri, din câte mi-aduc aminte, unde am pus la dispoziție aceste informații pe care noi săptămânal le studiam, le replicam și îi învățam pe oameni cum să realizeze aceste dispozitive. Noi, conectându-ne cu ajutorul internetului, cu alte persoane, alți cercetători din Spania, din Franța, din Mexic, din State, din întreaga lume, noi am reușit să ne punem cunoașterea ce se întâmplă acum, cunoașterea la nivel global, adică ce știm noi să știu și s-a făcut schimb de cunoaștere în timp instant. Și am ajuns să standardizăm, să miniaturizăm aceste dispozitive, care ele au plecat sub altă formă, de la un cambogian care este stabilit în America, care el se juca și realiza niște dispozitive cuantice, le spune el, din melci și din scoici. Adăugând, cunoscând tehnologia cache un pic, a început să adauge și elemente din cupru. Și ne-am dat seama că folosind cenușa de lemn, din lemne puternice, să zic, din stejar, din brad, alături de oxigenul molecular, apa, cu ajutorul unor bucăți de staniol, hârtie de copt, scoici, cocen de porumb sau melci, noi am reușit să absorbim, să emitem, în primul rând, fotoni și să și absorbim în același timp radiații planetare. Pentru că în momentul în care noi realizăm ceva din sufletul mamei Pământ, noi suntem conectați cu acel tip de energie, acel tip de radiație sau câmp magnetic și așa mai departe. Și ne-am dat seama că aceste energii sunt ultra slabe, sunt foarte slabe în comparație cu dispozitivele Magrav, sunt dispozitive mult mai slabe la nivel de putere. Adică suntem totuși condiționați și nu putem să facem aceste dispozitive, ce noi ne-am oprit în 2018 din cercetare, și nu putem să facem dispozitivele acestea să momentan să funcționeze pe energii mari. Da, nu putem să ne ducem să le facem, de exemplu, pe megawatt sau pe gigawatt, așa cum facem cu dispozitivele, cum am discutat și cu emisiunea înainte, generatoarele și dispozitivele Magrav. Cu aceste dispozitive sunt ligheanu, da? Avem dispozitive pentru că ele se închid, sunt două, practic se creează o carapace, sunt ermetice înăuntru. Sunt dispozitive care se conectează la priză. Și din conexiune care sunt făcute, noi introducem aici consumatori.
Deci el este un dispozitiv, se întrerupe faza la ștecher, se întrerupe faza, se introduce prin dispozitiv, intră energia din rețea. Energia din rețea aici se transmută, se amplifică și se duce înapoi cu ajutorul consumatorilor, se duce pe celelalte, pe cealaltă legătură de împământare și de nul, se duce înapoi în rețea cu o putere mult mai mare. Și asta înseamnă că noi devenim prosumatori. Asta am observat și erau la modă, cel puțin în 2016, când am început să studiem și să replicăm, să învățăm oamenii să facă aceste dispozitive, erau la modă pentru că se fac în, nu știu, într-o oră, două ore. Chiar vreau să te întreb, cum ați ajuns să studiați biofotonica? Biofotonica am început să o studiem în grupurile noastre de studii, alături de ceilalți cercetători. Oamenii din grupul nostru de studii au venit cu această, au avut această deschidere, pentru că noi studiam și tehnologia cache, studiam și tehnologie eterică cu alte aplicații și studiam și partea biofotonică. Și atunci s-au format grupuri care au vrut să studieze doar aceste dispozitive biofotonice, care pot fi realizate, cum vedeți și în poză, pot fi realizate în foarte multe forme. Dacă cunoști principiul și respecti ingredientele din care sunt formate și capacitorii, știi să-i realizezi, ajungi să ai, foarte multe interacțiuni benefice. Sunt dispozitive care se conectează la rețea, deci pentru că avem două tipuri de... am găsit oameni care sunt prinși în fizicalitate și atunci cu cei care sunt prinși în fizicalitate, oamenii au vrut să-și reducă și consumul de energie electrică sau au vrut să le pună pe mașini. La mașini atunci lucrăm prin invertor, pentru că are nevoie totuși de 220. La acest dispozitiv este un dispozitiv pentru partea spirituală. Pentru că am întâlnit foarte multe doamne, domnișoare și așa mai departe, care au vrut să au avut încredere în câmpuri și au vrut să dezvolte partea spirituală. Pentru că se creează o legătură, această lumină, noi o percepem, o simțim și dispozitivul chiar poate să fie de energie masculină sau de energie feminină, depinde când a fost făcut. Dacă este făcut ziua sau dacă este făcut noaptea. Și ușor, ușor oamenii au început să înțeleagă beneficiile acestor câmpuri, ale acestor dispozitive biofotonice și au început prin câmpul cuantic, da? Prin câmpul cuantic, prin anumiți algoritmi, au început să conecteze aceste câmpuri pe structura lor energetică sau au putut să fie direcționate în foarte multe direcții. Spune-ne, te rog, mai mult despre diferența între aceste dispozitive masculine și feminine. Nu am găsit nicio diferență în cercetarea noastră. Este probabil persoana care realiza acel dispozitiv, pentru că totul îl realizezi la nivel de suflet, s-ar putea să, în momentul acela, putea să aibă latura feminină să fie mult mai dezvoltată și atunci avea nevoie de echilibru, avea nevoie de o latură masculină. Deci întotdeauna va exista mereu un echilibru în ceea ce facem și oamenii au fost atrași să facă aceste dispozitive, să aducă și ei inovațiile lor și multe din aceste dispozitive, deja le vedeți că se rulează foarte multe poze cu diferite dispozitive, dar și cu diagramele, adică blueprint-ul, manualul de construcție, în care oamenii au învățat și informațiile noastre sunt pe site, la secțiunea biofotonică, despre care noi n-am mai vorbit așa de mult, pentru că tehnologia cache este mai populară. Noi a trebuit să oprim cercetarea pe tehnologie biofotonică în 2018 pentru că oamenii nu înțelegeau tehnologia cache. Și dacă nu înțelegi principiile de manifestare, că totul pleacă de la magnetic, gravitațional, nu vei înțelege nici și vei râde de acest dispozitiv că arată într-un fel sau că nu are rezultate pentru că tu nu înțelegi ceea ce se manifestă în jurul tău și cum este practic lanțul acesta de plasme manifestat și cum tu poți să le folosești. Practic, înțeleg că acest dispozitiv este o întrepătrundere a celor două tehnologii. Acest dispozitiv este o tehnologie după partea magnetică-gravitațională.
pentru că lucrează cu energii mai subtile și mai fine, pot să-i spun. Aici, în partea magnetică gravitațională, totuși, când lucrăm în fizicalitate, avem o putere foarte mare. Adică lucrăm cu gigawați, cu megawați. În partea biofotonică, chiar dacă noi nano acoperim, deci cupru, asta am învățat la partea biofotonică, cupru se nano acoperă și devine superconductor cu cenușă, apă și mai adăugam mai puține ulei esențial. Deci veneam cu foarte multă frecvență înaltă, puternică și observam în testele pe care le realizam, observam instant, adică făceam dispozitivul, era ud și în momentul așa cum era el se punea pe consumatori, aveam contoar și observam reduceri. Și asta a fost interesant că oamenii le-au luat acasă și puteam să introducem în priza aceasta până la 2,5 kW, pentru că mai mult nu ține priza, nu ține prelungitorul. Și atunci oamenii s-au obișnuit să facă, nu unul, poate două astfel de dispozitive, pentru că este același principiu, ele comunică între ele și consumatorii n-au avut probleme, nu s-a ars nimic, mai săreau siguranțele pentru că trebuie să știm unde, cum să bagi techerul pe fază sau trebuie să știi să identifici faza în priză, să introduci acolo. Dar toate lucrurile astea le-au învățat cei care au fost prezenți la cursurile noastre și în cadrul evenimentelor în diferite orașe. Noi, de fiecare dată când ne prezentam în oraș și prezentam această tehnologie, realizam și partea teoretică și partea practică și de fiecare dată după eveniment, eu cel puțin realizam un dispozitiv să le arăt oamenilor și de obicei acel dispozitiv ajungea în pământ. Pentru că ne întoarcem către, nu uităm să ne întoarcem și să fim recunoscători pământului, că ne-a oferit lemnul, corect, apa de care noi o folosim, cupru pe care noi îl folosim, uleiul esențial pe care noi îl folosim, scoici sau alte coceni sau alte lucruri. Și atunci sunt puse astfel de dispozitive și în zone, să zic așa, puternic energetici, pentru că noi de atunci lucram la structura energetică a țării și oamenii care le făceau la fel le spuneam, nu-l mai vrei în casă, nu-ți mai convine, nu-ți mai place, nu zici tu că nu mai reduce sau nu se întâmplă nimic, pune-l în pământ. Asta le spune și la oamenii care au minima gravuri. Dacă tu crezi că nu mai îți aduce niciun beneficiu, pune-l în pământ, pentru că pământul, mama pământ acceptă și este mult mai benefic decât ție care tu ai blocat acele câmpuri. Da. Cum funcționează aceste dispozitive? Aceste... Hai să le luăm pe rând. Începe cu... Utilizate au fost cele care se conectează în rețea, pentru că oamenii întotdeauna au nevoie de curent, să reducă consumul de curent. Asta, odată ce vezi o priză și vezi un prelungitor, te gândești că lucrează exact ca un sistem agrav și funcționează pe intenția ta. Se pune, noi când lucrăm la aceste dispozitive, lucrăm fără mănuși. Și atunci ADN-ul nostru, că te mai tai, mai curge un pic de sânge sau mai te ștergi pe cap și ții un pic de sudoare, toate lucrurile acestea sunt foarte sănătoase și eu am foarte sănătos, cel puțin oameni care am lucrat, dormeam foarte bine după astfel de dispozitive, pentru că stai cu mâna într-o leșie, practic, de cenușă, care e bună pentru decontaminare, cupru, care este un conductor foarte bun și e bine să avem puțin cupru pe noi, pentru că devenim mai, suntem mai conductivi, uh-huh, și câmpurile, pentru că odată făcut acești capacitori, care îi vedeți, acești capacitori rotunzi, ei se comportă ca un absorție și emitere de energie. Și din ei am făcut chiar și bijuterie, adică ne-am pus pe mână, cred că sunt și câteva poze, dacă le rulați pe toate, sunt și câteva poze în care se văd că sunt și aplicații pentru terapeuți, pentru că pentru terapeuți făcusem o mână biofotonică în care aveam un capacitor în mijloc și aici legate alte scoici. Atunci putem să lucrăm cu energia dispozitivului sau putem să lucrăm și să aducem și energia noastră în jurul dispozitivului. El
din câte am observat, toate dispozitivele emit o energie în jurul său și această energie persistă și poate să fie direcționată prin intenție acolo unde este acceptată. În planul fizic am găsit că aceste dispozitive funcționează foarte bine în casă, pe armonizare și reducerea consumului de energie electrică, bineînțeles. Pe mașini, foarte interesant că se întâmplă un schimb de energie în mașină și mașina, de când pui dispozitivul în mașină, nu știu, se simte cumva altfel mașina, se conduce mult mai ușor și pot să apară, bineînțeles, și efecte de reducere. Interesant este la un coleg, pentru că ele, denumirea lor exactă, sunt dispozitive biofotonice, inteligente, cuantice, pentru că am observat în studiul lor, în două interacțiuni pe care colegii noștri le-au avut, ele se autoprotejează. Au existat două, cel puțin una foarte gravă, în care un coleg de-al nostru a dormit la volan și a pur și simplu s-a trezit, era să intre într-un pom, într-un șanț și așa mai departe, și a închis ochii când s-a trezit, când n-a vrut să vadă impactul, a închis ochii și s-a trezit cu mașina doar un pic în șanț, deci impactul direct, frontal, asupra pomului care era în față, cumva parcă s-a teleportat și n-a mai ajuns și mașina a ajuns într-o stare, într-un șanț, foarte ușor, fără avarii, fără nimic. Și asta a fost prima înțelegere a domnului care avea în portbagaj acest dispozitiv, că dispozitivul l-a protejat. Dar nu l-a protejat doar pe ele, adică el se autoprotejează să nu aibă o altă interacțiune, tocmai de aceea și noi le capsăm și le sigilăm. O altă interacțiune a fost unei colege, nu-i mai mergea afișajul la combina la frigider și noi făceam și dispozitive mai micuțe, astfel de dispozitive, și a zis ia să-l bag eu în frigider să vedem ce se întâmplă. Și a apărut că afișajul dimineață și-a revenit, deși nu s-a mai stricat. Apoi am întâlnit efecte benefice asupra acestor capacitori puși pe plante, pur și simplu pe pomii care nu mai rodeau. Și sunt colegii noștri din Brașov care au testat pe cel puțin pe niște pruni care nu mai aveau rod, nu mai dădeau, și al doilea an după ce au început să pună acești capacitori, deci un an a avut, al doilea an după ce au pus capacitori au început să aibă prune. Când te referi la capacitori, te referi la acele chestii care sunt în mijloc doar? Da, acești sunt capacitorii, sunt în formație de sandwich. Aici sunt câte patru puși. Acest dispozitiv se numește Q24. 24 este dat de numărul de capacitori pe care este făcut, iar înăuntru avem o cutiuță cu cu conuri, un cub cu 6 conuri. Și la fiecare con este legat cât un sandwich al capacitorului. Și pot fi detașați, înțeleg, și puși independent? Pot să fie, da. Tehnologia se poate folosi și independent, nu doar în sisteme, sistemele acestea de dispozitive, se poate folosi și în sisteme individuale. Și, da, o să ajungem probabil și acolo să ne spui și despre beneficiile acestor capacitori și a dispozitivului în sine. Da, ce ne mai poți spune despre el, despre partea asta de funcționare? Partea de funcționare, cei care vor să învețe să realizeze acest dispozitiv, îi direcționăm către site-ul nostru, la secțiunea biofotonică, unde avem tot nanotehnologie, deci în momentul în care noi nanoacoperim acest cupru, îl ținem în această leșie, el devine superconductor, are alte proprietăți. Un electrician care nu este deschis și dorește să învețe, schemele sunt acolo, dar dacă nu are deschiderea și nu vine cu inima deschisă să învețe ceva nou, o să măsoare, cum măsoară toți, da? O să măsoare toți la
la priză și o să zică că nu iese nimic, că nu se întâmplă nimic. Doar că noi lucrăm în câmpuri. Câmpurile în totalitate nu pot fi măsurate. Și cei care au testat și sunt electricieni, că avem și avem în comunitate și electricieni și au testat și au văzut, au făcut calculul consumului de kilowați și au dat seama că de când au dispozitivul în casă se reduce energia. Există și posibilitatea de a fi hibridizat. Am realizat un dispozitiv biofotonic pe tehnologia MagRav, doar un singur dispozitiv pentru un coleg, doar că câmpurile sunt foarte puternice și este nevoie de multă cunoaștere pentru a hibridiza tehnologia aceasta. Eu le recomand oamenilor să lucreze momentan clasic, exact cum apare pe site, pentru că sunt dispozitive, le recomand și puteți să rulați și pozele, sunt dispozitive cu 6 capacitori, acele au fost cele mai utilizate. Acesta era, să zic, următorul cu 24. Și am ajuns să facem un proiect de grup, o să vedeți un dispozitiv mai mare în pozele pe care vor apărea, un dispozitiv cu 144 de capacitori, care în funcție de puterea pe care vrei să o scoți, pentru că putem să lucrăm cu 2,5 kW pe aceste fire sau putem să mergem pe partea de trifazic. Noi am înțeles că acest sistem biofotonic, aceste dispozitive biofotonice, absorb, deci principiul rămâne același, absorb și emiți lumină, doar că există o anumită intensitate pe care dispozitivul o poate suporta. Deci are și el totuși o limită. Limita este dată întotdeauna de elementele constitutive, cât intră el în rezonanță. Acesta este dispozitivul de 144 de capacitori, unde am lucrat, nu știu, o săptămână am lucrat cu echipa și am făcut în laboratorul care îl aveam în București atunci și am realizat și noi un astfel de dispozitiv foarte puternic în câmpuri. Și am putut să prezentăm aceste dispozitive și în cadrul festivalurilor de terapie alternative sau altor festivaluri în care ne prezentam și ne puneam intenția. Le spuneam oamenilor de acolo ce se întâmplă la voi la festival, plouă, nu plouă, ce vreme, că vrem să, da? Voi ce vreți să fie? Păi ce vrem să fie? Care e intenția voastră? Să fie vreme frumoasă, să nu plouă, că nu avem nevoie de ploaie. Și am observat că atunci când ajungeam cu dispozitivele și ne puneam intenția, peste deal, de exemplu, când am fost la Roșia Montană, peste deal mare furtună, ploua, la noi, în spațiul nostru unde eram pe acel deal și unde era festivalul în locație, nu le venea la oameni să creadă că la noi nu plouă. La alt festival, la Oaha, cei care cunosc, la fel, acum, nu mai știu, 4 ani, 3 ani, poate și mai mult, în 2017, cred, la fel ploua, în general, la festival, pentru că ce se întâmplă, vii cu foarte multă aparatură electromagnetică și electrică și se creează, practic, o pâlnie în care norii, dacă sunt mulți nori în jur, practic vin și se creează la tine ploaie. Atunci, noi cunoscând acest principiu, noi le-am transmis organizatorii, uitați, avem acest dispozitiv mare de 144, îl punem în mijlocul festivalului și să vedeți că nu plouă. Pe lângă asta au apărut și alte interacțiuni cu oamenii, tot ne spuneam de extraterestri și de alte lucruri, pentru că se deschid. El la nivel energetic este ca un halogen, ca un blitz, da? Și te percep alte ființe că tu ești înconjurat de o lumină foarte puternică și tu fiind lumină, interacționând cu un alt dispozitiv care creează lumină, atunci este mult mai ușor partea de comunicare. Și au apărut aceste efecte vizibile și care oamenii știau de tehnologiile pentru că noi le prezentam acolo și ne-a spus că ăsta e un efect. Intenția contează, dar și unde trimiți intenția? Noi trimiteam intenția în dispozitivul de lumină, da? Lumină din lumină. Și ne-am bucurat să întâlnim astfel de efecte și oamenii care realizau aceste dispozitive ne transmiteau că se simt mai bine, intră în câmpul de meditație, nu mai e nevoie să te pregătești așa de mult pentru că el îți creează un echilibru în jur și echilibrul acesta este dat de elemente extraordinar de simple, exact ca și la tehnologia cash, lucrurile se pot face cu 50 de lei, cu 100 de lei, depinde ce dispozitiv vrei să faci. Da. Și totuși, dincolo de
costul infim al materialelor, există, ascultându-te, mi-am dat seama că există foarte multă simbolistică și foarte multă încărcătură dincolo de energie spirituală. Aceste numere de capacitori, care probabil că nu sunt întâmplător alese, 6, 24, 144, care au simbolistica lor și însemnătatea lor. S-a lucrat foarte mult ca să standardizăm și să miniaturizăm acest proces, pentru că noi ce făceam în grupurile noastre, și românii erau cam cei mai, noi eram cam cei mai mulți și ne puneam acolo creierul la mișcare, veneam cu idei și a fost nevoie să standardizăm. Avem două tipuri de două modele de capacitori, depinde, dacă lucrezi pentru curent electric, acesta are 5 bobine. Dacă nu lucrezi pentru curent electric, nu-l bagi în priză, avem un capacitor cu 2 bobine. Sunt iarăși efecte pe care noi le-am văzut în comunicarea cu alte rase, când foloseam aceste dispozitive, pentru că se stătea mult pe Zoom și fiecare cu dispozitivul lui ce mai percepea, pentru că deveneam, nu mai aveam telefoane, aceste dispozitive noi le spuneam chiar atunci că ele sunt inteligență organică. Deci dacă am vrea să facem computere cuantice și așa mai departe, cam așa ar arăta, cam așa ar arăta creierul acelui dispozitiv, pentru că creierul, ce trebuie să facă creierul? Să emită și să transmită energie, da? Deci să absorbă energie. Și asta face, absorbe informație și dă informație. Depinde cât suntem noi de pregătiți. Într-unul din zoom-urile pe care le-am avut, colegul nostru, vicepreședintele Alex, tot auzea ca un cod, bipăieri în sunet, a crezut că e de la cineva, că tot deranja acel sunet în întâlnire internațională. Și a fost atent la acest sunet, am încercat să închidă microfoanele, am crezut că e o problemă de sunet. Până la urmă și-a dat seama că este un cod morse. Există el se pricepe foarte bine la partea aceasta de software, imediat și-a copiat acel sunet, l-a pus pe un soft și și-a dat seama că este o comunicare, nu știm de la cine, cu ajutorul dispozitivelor, către un coleg care avea o problemă foarte gravă de sănătate. A durat un pic până să-și dea seama, pentru că i-a luat prin eliminare pe toți să vadă cine ce cum, și a ajuns la colegul care a recunoscut dacă are o problemă, chiar a fost la doctor, și că acest lucru îl poate ajuta. A fost chiar un doctor care era, fiind și această denumire cuantică, da, i-a atras foarte mulți oameni, și un doctor din Luxemburg era cu noi în aceste grupuri internaționale, a realizat dispozitivul, unul din dispozitive, și a testat pe el, era pe secția de neurologie, a testat acest dispozitiv pe un pacient care era acolo sub observație, nu știu, a stat vreo 2 luni de zile sub observație, și pacientul a stat în cameră cu un astfel de dispozitiv. Și au făcut analizele la EKG, mi se pare că se numesc, la creier. RMN, cred. Da, i-au făcut fișa la creier înainte și după și s-au văzut îmbunătățiri realmente pe această funcție. Doar că stai cu dispozitivul și el creează fotonii aceștia, comunică cu fotonii tăi, lumina comunică cu lumina și atunci s-a creat un mediu echilibrat. Foarte interesant este că am citit de curând, fiind pasionat de cercetare, citit să văd ce se mai descoperă, care sunt ultimele patente, brevete, și am văzut că cei de la compania lui Elon Musk, să nu-i dau numele, au realizat un medbed, este foarte populară această denumire, dar nu este medbedul acela din navele spațiale, care are alte proprietăți și alte beneficii. Ei doar se folosesc de marketing și am cercetat să văd care este exact ce folosesc ei în acel medbed, și sunt de fapt niște cutiuțe
pe care le pui sub patul tău, sunt 5 cutiuțe pe care le pui sub patul tău și pe tehnologie biofotonică. Și acum stăteam și mă gândeam, păi noi studiem și avem rezultate pe partea aceasta de biofotonică și n-am făcut niciun marketing și nu, din contră am oferit această tehnologie gratuită. Ei vând acele sisteme, nu știu, 10.000, 15.000 de dolari. Și noi le spunem oamenilor, uitați, puteți să faceți cu 10 dolari ceea ce vă vând alții și puteți să faceți mai multe variante pe varianta voastră, pe ADN-ul vostru. Dar cunoașterea este, pentru noi este așa de simplă și este așa de accesibilă încât încercăm să le explicăm oamenilor cât într-un limbaj cât mai simplu, dacă vor limbaj științific, da, să studieze, să comande cărțile de la domn profesor sau care se găsesc prin librării și să citească despre fundamentele biofotonice, tot ce ține de biofotonică, să vedeți ce minunat și cum o să înțelegeți după aceea că puteți să folosiți un melc, un cocean și de ce folosim noi aceste sârme și acești capacitori în forma asta. Da, și diferența între voi și Elon Musk e intenția din spate. Da, noi întotdeauna încercăm să le arătăm oamenilor că suntem în acest drum în care se dezvăluie foarte multe prin misiunea asociației noastre și dacă ei sunt puțin atenți și puțin curioși și lasă frustrările deoparte și că ei știu mai bine decât noi, că ei sunt fizicieni sau electroniști și că nu se poate, nu merge, să ne spună de ce oamenii au rezultate. Pentru că noi nu vorbim noi, rezultatele vorbesc întotdeauna și dacă noi i-am învățat pe oameni, oamenii au replicat această tehnologie. Și v-am zis, cel puțin 3 ani de zile a fost un maraton în care se făceau foarte multe dispozitive pentru că apăruse și tehnologia cheie și oamenii nu aveau rezultate cu magravurile și noi arătam, noi la evenimente aveam contoarul cu noi și arătam că această tehnologie reduce curentul electric. Asta e una din opțiuni, nu este singura. Deci sunt mult mai multe opțiuni și beneficii de a folosi această tehnologie în siguranță. Da. Și diferența între cei care au rezultate și cei care nu au rezultate este doar de credință, exact cum spunea Tom Ford. Și dacă crezi că reușești, că poți, că așa, și dacă crezi că nu, în ambele cazuri ai dreptate. E doar de aici. Această știință a semiobiofotonice este foarte interesantă și le recomand oamenilor să citească și cartea Vestimentația biofotonicii. Și o să vedeți acolo testele pe care domn profesor le-a realizat cu alți cercetători și cu soția ei, cu soția lui Cu Aritia și unde au reușit să identifice la diferite modele de rochii, de fuste sau îmbrăcăminte în general, au identificat diferite pattern-uri, diferite forme de energie în funcție de croială, în funcție de culoare, în funcție de programarea care era dată, pentru că și această îmbrăcăminte era supusă unor tratamente și chimice și energetice și avem posibilitatea să învățăm, cel puțin cât mai este domn profesor pe această planetă, mai avem posibilitatea să învățăm foarte multe din tainele acestea ale biofotonicii. Domn profesor chiar a colaborat cu Fritz Almer Pop, acesta este un cercetător german care el a descoperit, cel puțin în știința noastră actuală, de câțiva ani buni, a descoperit aceste efecte și această tehnologie biofotonică și au colaborat pentru că domn profesor Traian Stănciulescu, fiind semiotician, a putut să-i explice lui Fritz Albert Pop anumite comportamente, efecte și rezultatele ale experimentelor pe care le-a realizat, pentru că Fritz Albert Pop nu avea limbajul în care să explice la nivel științific rezultatele acestea pe care le înregistra cu biofotonii. Iar iarăși un video foarte frumos este arătat de curând și circulă pe internet, în care o persoană taie o frunză de la jumătate și este supusă asupra unei radiații ultraviolet și acea frunză
prezintă o radiație ultraviolet și cu partea care a fost tăiată. Deci asta înseamnă că în momentul în care noi rupem ceva de la un pumn sau de la, din noi se rupe ceva, energia rămâne acolo. Da? Dacă știm să aducem elementele de construcție înapoi, acea energie se va forma înapoi, exact ca la șopârlă care își va crește din nou coada. Dovadă operațiile care se realizează de reconstrucție atunci când pierdem un membru, o mână, un picior, ceva, dacă se acționează foarte rapid, se poate face reconstrucție. Exact, da. Da. Păi aș vrea să profităm de faptul că ai precizat că domnul profesor ne poate dezvălui mai multe detalii despre această tehnologie și să-i lansăm o invitație în direct, dacă are disponibilitatea, noi îl așteptăm cu drag să facem o emisiune. Am anticipat această invitație, am vorbit cu domn profesor și în primăvară vine prin București la anumite cursuri și atunci am stabilit să realizăm și o emisiune în care o să ne provoace mai multe semințe, o să ne iasă din noi mai multe semințe, pentru că plantează foarte multe semințe. Domn profesor a făcut parte și dintr-un proiect de cercetare cu domnul Bursuc, în care au realizat o piramidă și cu doamna Ritia au realizat o piramidă la o scară mai mică, la un salon de inventică. Și din acea piramidă au reușit, din forma ei, nefiind alimentată, au reușit să aprindă un LED. Asta înseamnă că prin forma, piramida care era construită din carton, cu aluminiu, cu foiță de aluminiu, au reușit să capteze această energie de care tot știm. Și chiar când am discutat cu domn profesor despre acel experiment, a zis că dacă se realizează o piramidă de 18 metri în fiecare oraș, se pot alimenta multe, multe cartiere. Așa că sunt foarte multe. Cercetarea aceasta este deschisă pentru cei care au posibilitatea să înțeleagă și să vină, bineînțeles, să prezinte și rezultatele, să nu fie o cercetare individuală, să fie o cercetare în grup. Da. Spune-ne câte ceva despre beneficiile utilizării acestor dispozitive. În urma testării, pe o perioadă foarte lungă de timp, persoanele care le-au testat, avem aceste dispozitive care lucrează în planul fizic și sunt conectate la rețea și vedem că aerul din casă se schimbă. Chiar dacă ele sunt capsulate, dispozitivele, această lumină, acești fotoni nu țin cont de capsula creată. Asta înseamnă că aerul, aici vedeți și această mână care a fost creată, lucram și realizam astfel de aplicații pentru terapeuți, pentru că ei, din ei, au nevoie să cureți, au nevoie să capteze lumină și atunci puteau să lucreze doar cu ajutorul tehnologiei. Bineînțeles, în forma aceasta realizată, bineînțeles, dacă lucrăm și primim investiții, putem să lucrăm și la varianta de design și să arate ca o mănușă, dar asta e ca să se vadă exact tehnologia clar cum este realizată. Avem pe partea de plante, în agricultură am întâlnit efecte benefice fiind fertilizatoare, acești capacitori sau chiar dispozitive. Sunt colegii noștri care încă mai au dispozitive pe mașină, cel puțin colegul nostru Dan, din care este taximetrist în Brașov, încă are sub scaun un astfel de dispozitiv, pentru că mașina și el se comportă foarte bine în acest câmp de fotoni. Avem pe partea de transport la mașini, aici nu am lucrat în câmpuri, am lucrat prin, așa era cunoașterea noastră, înțelegerea noastră atunci, am lucrat cu invertoare, adică am conectat aceste conexiuni, le-am conectat la invertor și invertorul era conectat la mașină pentru a-l alimenta în 220. Și am văzut efecte, pur și simplu, în momentul în care îl pui în mașină, primește așa ca un puls de fotoni, îi simți, oamenii mai sensibili și mai senzitivi simt acest puls
și ușor, ușor mașina începe să se conducă, nu știu, că, și că poate ai o Dacia, dar simți că se conduce un Mercedes, ceva de genul, adică se conduce altfel. E mult mai silențioasă și prinde și putere mai mare. Nu am testat să vedem consumul de energie electrică, că nu ne-a interesat și n-am avut o cercetare clară în transport. Ne-am axat mai mult pe dispozitive realizate acasă și oamenii au venit și ne-au transmis că plătesc mai puțin. Sau au făcut chiar calcule exacte. Mi-aduc aminte de o colegă noastră din Gabriela care avea și magrav în casă și l-a oprit că nu era mulțumită și a făcut acest dispozitiv și mi-a zis că copiii ei, care, băieții care erau electronici, nu le venea să creadă că aveau reducere, dar erau deschiși, adică au înțeles că nu măsurăm această sârmă, pe noi ne interesează efectul care îl propagă această unitate în panoul nostru electric. Am testat și sistemul independent la un moment dat, doar că n-am avut rezultate. De atunci noi vrem să susținem energetic independența unei familii, dar nu am avut rezultate. Tocmai de aceea colegii noștri care electronici ne-au zis că noi lucrăm cu energii slabe. Dar o energie slabă în fizicalitate înseamnă o energie foarte puternică la nivel de câmpuri. Și nu ne-am dat seama atunci de acest lucru, dar studiind mai mult din știința cash, ne-am dat seama de puterea acestor dispozitive care la fel par foarte banale, foarte complicate. Dar noi în 2 ore reușeam să facem un dispozitiv. Cei care veneau la cursurile noastre sau la întâlnirile noastre din laborator plecau cu dispozitiv. Veneai după amiază, seara plecai cu dispozitiv acasă. Da. Și pot să depun o mărturie în direct aici, pentru că fiind în studio cu ele, chiar se simte energia. Da, noi am observat această energie, mai ales dacă cei sensibili, pentru că am lucrat cu cei sensibili, se simt foarte mult în zona capacitor. Aici e ca un fel de ventilator. Nu se mișcă nimic în el, dar simți așa o pulsație. Da. Dacă am avea aparatură de testare, dacă am avea mai multe instrumente în care să observăm toate aceste interacțiuni și de ce acest dispozitiv produce în rețea energie electrică, cu siguranță am avea mai multe răspunsuri și am avea o înțelegere mai amplă. Noi am făcut și facem cercetare empirică pentru că nu avem un buget necesar ca să facem o cercetare fundamentală, să ne dăm seama de ce acest dispozitiv, stai cu el în casă și starea de spirit se schimbă, nu te mai enervezi, lucrează pe emoțional, lucrează pe spiritual. Și de ce acest dispozitiv care îl bagi în priză, tu înregistrezi reduceri de consum electric? Și ce se întâmplă cu... Asta ne-a atras atenția, cel puțin în momentul în care o făceam. Ca și cum te uiți prin ochelari și sunt murdari și deodată ochelarii sunt clari. Asta observam în momentul în care conectam prima dată dispozitivele în priză, să le testăm, pentru că noi aproape toate dispozitivele le testam timp de o oră, două ore pe acei consumatori care erau legați la contoare pe disc, pentru că am vrut să vedem exact ce se întâmplă pe un contor cu disc, astea electronice. Ne-am minunat pentru că simțeam pulsurile acestea, se simțea practic o altă stare și parcă și respiram. De asta ar fi interesant să facem și teste asupra aerului din casă, să vedem nivelul ionilor, nivelul oxigenului, ce se mai găsește prin alți contaminanți, să vedem ce se găsesc. Și de ce noi, prin puterea intenției, reușeam să avem la festivale, nu ploua, nu era nicio activitate agresivă în jurul nostru. Și asta ne-a făcut să ne gândim mai mult la puterea acestor dispozitive. Și alți colegi din alte țări la fel înregistrau, pentru că ce făceam noi și rezultatele noastre din România erau susținute și cu rezultate din alte țări. Cel puțin cei din Germania erau foarte dezvoltați și vindeau astfel de dispozitive.
cei din USA, cei din Spania, și se făcuse o grupă foarte puternică pentru că aduceam rezultate. Și în momentul în care ai rezultate și le și explici oamenilor, uite cum se face, pentru că noi în fiecare, cum noi eram 7 zile din 7, mergea un zoom non-stop și pe acel zoom, cum vedeți această schemă de Q6, pe acest zoom era cel puțin o persoană care învăța pe alții să facă dispozitivul. Și cum se face nanoacoperirea, cum se face capacitorul, de ce punem acest silicon și ce rol are acest silicon pentru dispozitiv, totul putea să fie explicat și asta datorită replicărilor în mai multe țări. Dacă noi nu reușeam să avem rezultate în România, ne întrebam, păi de ce, ce n-am înțeles noi, care atunci ne întorceam la grup, dar am standardizat și ne-au ajutat și colegii care sunt buni pe grafică să realizăm aceste diagrame, aceste manuale de construcție care se văd și care rămân baza dezvoltării mai departe a structurii biofotonice. Nu știm ce fac oamenii cu aceste informații, asta ne place nouă, pentru că noi punem cunoaștere la dispoziție și nu știm ce fac oamenii, câte dispozitive sau ce fac ei, pentru că, în general, oamenii vin, iau și nu spun nimica, pentru că au și mândria asta de că nu am luat eu de la tine, n-am vrut să folosesc de la tine, dar noi știm că n-au din altă parte de unde să ia, pentru că am înmagazinat toate informațiile care au adus rezultate în cercetare. De atunci sunt oameni care s-au dus către zona electrică și au făcut dispozitive mai puternice, adică cu 24, cam asta era pentru partea electrică, și persoane care au vrut să rămână pe partea spirituală, sănătate și așa mai departe, au rămas la sisteme de 6 capacitori sau sisteme care nu se conectează și au inovat ei foarte multe dispozitive. Uh-huh. Există o diferență de putere între cele două dispozitive? Noi nu am testat cum facem acum cu magravurile Blueprint, mini-magravurile, pentru că normal n-ar trebui să avem nicio diferență de putere. Dacă ele sunt realizate la fel și unul îl conectezi în rețea și unul nu îl conectezi în rețea. Uh-huh. Orice dispozitiv făcut altfel, unul față de celălalt, are o sursă de putere diferită. Uh-huh. Deci va crea întotdeauna unul o să aibă o energie mai puternică, unul o energie mai slabă. Și beneficiile sunt diferite în funcție de felul în care sunt alimentate și construite? Nu, beneficiile sunt pachet complet. Uh-huh. Este doar diferența dacă tu conectezi dispozitivul la rețea sau ții dispozitivul fără conectare la rețea. Uh-huh. El are același beneficiu. Noi am văzut, pentru cei care sunt legați de curent electric, ar trebui să-i legăm totuși pe curent electric. Nu am testat să vedem, să avem o cercetare cum o avem cu mini-magravurile, să vedem dacă acest dispozitiv îl țin în casă și pe intenție și cu algoritm, mm-hmm. pentru că acest dispozitiv nu vine așa, e doar cutia. Iarăși ne întoarcem, pentru că noi de atunci am învățasem să respectăm câmpurile, să direcționăm câmpurile, să comandăm câmpurile și să avem o legătură profundă cu această entitate, că de fapt este un suflet, exact. Și el, da, sau ea. Și noi de atunci am înțeles aceste aspecte și le-am integrat în noi și ne-am dat seama și le folosim și mai departe la minima gravuri. Ar fi interesant să vedem dacă oamenii fac aceste dispozitive și au reducere la mașină sau o reducere de curent electric în casă. Nu știm asta, pentru că nu a fost înțelegerea noastră atunci să le testăm. Acum este înțelegerea noastră și s-ar putea să le adaug și puțin gans, că acum știu cum să lucrez și cu gansurile și le-aș mai face anumite inovații, pentru că am această cunoaștere și știu că e în siguranță ceea ce fac. Dar cei care au testat sau care vor să testeze, poate o să facem și cursuri, dar informația este deja pe site, poate le este greu oamenilor să intre pe site, nu știu, dar suntem foarte căutați, din câte observăm, site-ul nostru este extraordinar de vizualizat pentru un site de cercetare, nu pentru un site de știri sau altceva, dar ne bucură că sunt oameni care vin să culeagă de acolo roadele
pe care noi le-am plantat și poate din când în când se întorc și ei să ne transmită, uite, am folosit informația de la voi și am avut acest efect sau avem acest rezultat. Sau n-am avut deloc. De ce n-am avut? Și atunci poate ne explicăm unii altora ce e de înțeles. Da, și dacă urmăresc această emisiune și văd îndemnul tău, poate chiar se întorc către voi și vă adresează acele testimoniale, acele mărturii, da, care așa, sunt până așa la am crezut și noi spre beneficiul tuturor. Da, știu. Așa am rămas și noi foarte idealiști și am crezut că ceea ce facem o să se întoarcă către noi. Dar, în general, oamenii nu sunt obișnuiți să pună prea multe înapoi, dar cei care pun, bineînțeles, sunt de apreciat pentru că confirmă că ceea ce facem noi în continuare și cu alții și cu alții, că nu e, aceasta nu este tehnologia noastră, Știința pe care o prezintă domnul profesor Traian Stănciulescu în România nu este știința dumnealui, da? Deci tot suntem, încercăm să înțelegem această creație care se manifestă, se divide, interacționează și încercăm să dăm nume acestor interacțiuni și acestor energii ca să le identificăm, pentru că dacă am spune peste tot este doar energie, este energie și n-am spune că este cuantică, fotoni și așa mai departe, n-ați face diferența între acest dispozitiv și minima grav, pentru că acesta merge cu, se nanoacoperă cu cenușă, cu leșie, cu apă și acel dispozitiv se nanoacoperă cu foc. E, asta este important, să știm ce tipuri de câmpuri absorbim, ce potențial au ele și cum le putem transmite, pentru că absorbim, dar le putem și transmite mai departe. Deci, cumva, contează foarte mult și această acoperire, să înțeleg. Este fără cupru nanoacoperit, noi n-am putut să facem, noi n-am făcut nicio tehnologie. Cupru întotdeauna se tratează. Ok. Și în funcție de tratament, dacă este acoperit cu leșie sau cu foc, există diferențe între energiile care se captează? Da. Da. Și poți să-mi spui mai multe despre asta, te rog? Această nanoacoperire pe care o realizăm la tehnologia biofotonică este o nanoacoperire slabă. Este o nanoacoperire de suprafață, iar în momentul în care noi introducem sistemul acesta în priză, va începe să interacționeze cu energia și frecvențele care sunt pe priză și va începe o altă nanoacoperire electrică. Deci, automat, din start avem două nanoacoperiri. E ca și cum ei mănânci felul 1 și după aceea vine și felul 2. Ca după aceea să ai desertul. Pentru că în momentul în care aceste două nanoacoperiri interacționează, sunt două straturi total diferite, la nivel de microscop, unele au găuri mai mari, unele au găuri mai mici și sunt suprapuse între ele, se creează energii diferite. În funcție de intenția pe care au fost realizate se comportă diferit. La foc, când lucrăm la foc, de exemplu la minima grav, când lucrăm la foc, avem o energie puternică, mai puternică ca aici. Da? Pentru că acolo deja schimbăm la culoare cupru. Aici încă mai rămâne cumva culoarea lui originală, dar dacă ne uităm după câtva timp, și cum mă uit eu acum la acest dispozitiv, eu am foarte multe părți în care apare culoarea neagră, apare o culoare care nu mai este culoarea cuprului natural. Deci ușor, ușor au început să apară și aici atomi și eu nu l-am ținut în priză. Acest dispozitiv este doar de prezentare, doar pentru câmpuri, nu mai lucrez cu dispozitive în priză. Și la dispozitivele celelalte biofotonice pe care le-am ținut în priză, noi observam cuprul începea să se negrească. Tocmai de aceea, noi înțelegând că nu este nevoie, înțelegând după ani de zile că nanoacoperirea aceasta nu este nevoie întotdeauna să o facem foarte puternică, pentru că în momentul în care o faci ultra slabă, în momentul acela absorbi foarte mult, te conectezi mult mai puternic.
Dacă tu faci nanoacoperirea foarte puternică, te conectezi foarte greu. Merge, funcționează, dar e alt proces și este pentru alte aplicații. De exemplu, dacă vrei să faci, nu știu, trifazic, pentru să susții puteri foarte mari. Dar dacă lucrezi pentru kilowați, 2-3 kilowați, ai posibilitatea cu cenușă să lucrezi foarte frumos și în siguranță și într-un mediu plăcut, pentru că este frumos când oamenii realizează acest dispozitiv și de obicei se făceau dispozitivele Q6, adică un cub cu 6 capacitori și cu 6 conuri înăuntru, cum erau ele, cum au pornit cu conurile. În momentul în care se pune al 6-lea capacitor, parcă simți că acest dispozitiv a luat viață. Nu, simți așa o bucurie. Este ceva. Toți oamenii care au realizat acest dispozitiv și sunt mai senzitivi, nu sunt doar tehnici, ce fac aici, cum învârt, cum pun asta, nu. Oamenii care au totuși respect pentru lucrurile pe care le fac, simțeau așa, nu știu, simțeau așa o bucurie și întotdeauna evenimentele noastre se terminau așa într-o stare de bucurie. Erau persoane, realizam cu 10-15 persoane de obicei evenimentele, ne duceam în diferite orașe și se creau 10-15 dispozitive așa și eram ca la o nuntă, era ca la o sărbătoare acolo, pentru că am adus în manifestare aceste entități care nu le înțelegem noi la capacitatea care au și oamenii care stau în casă cu aceste dispozitive și nu sunt deschiși spiritual, îi ajută pe partea emoțională, asta e clar. Dar cei deschiși spiritual au o conexiune, să zic, telepatică, mult mai puternică cu cine au ei de vorbit, de întâlnit. Da. Cumva acel 6, numărul de dispozitive pe care, capacitor pe care îi foloseați, creau acea stare de armonie, de bucurie, de... e numărul vieții. 6-le. Așa că... Așa au fost primite informațiile, am zis, a fost un grup de cercetare internațional și ne-am dat seama încă de un aspect foarte important pe care îl ținem și mai departe. Nu contează cum faci tu dispozitivul să fie, am avut ingineri și oameni tehnici foarte, făceau bijuterii, da. Dar erau foarte fizici, erau prinși în fizicalitate și ne spuneau, păi nu funcționează dispozitivul meu și uite, l-am făcut așa de frumos, așa de bine și la doamna care l-a făcut așa, rudimentar și uite cum arată, la ea zice că funcționează. Da? Pentru că ne-am dat seama că nu contează tehnica foarte mult, pentru că noi suntem în câmpul astral. Deci noi suntem într-o energie și cu entități pe care le vedem, nu le vedem, le percepem, nu le percepem. Deci noi suntem în acea, nu plecăm noi de aici să ne... Nu, noi suntem deja, deci nu mai trebuie să ne separăm că noi trebuie să ne ducem undeva. Nu, noi suntem deja imersați aici, da? În momentul în care tu creezi un dispozitiv fizic, el este creat la nivel energetic. Nu ai cum să creezi ceva fizic dacă nu este creat la nivel energetic. Nu contează dacă tu ai pus capacitorul puțin mai în stânga sau conul puțin mai în dreapta, și nu ți se ție perfect geometria pe care tu crezi tu în fizicalitate, care trebuie să fie perfectă, când dacă o luăm cu șublerul și cu linia și cu unghiurile, nu o să fie perfectă. Atunci ne-am dat seama și i-am relaxat întotdeauna pe oameni să aibă încredere, pentru că ce era frumos era că veneau oameni care nu știe ce sunt, că sunt medici, că sunt terapeuți, că sunt fermieri, nu conta, și plecau cu încredere de sine după 2-3 zile, că țineam cam 3 zile, o zi era teorie și 2 zile erau practică așa ușure să ne relaxăm. Și nu le venea să creadă după 3 zile de eveniment că plecau cu un dispozitiv făcut de ei, un dispozitiv pe tehnologie făcut de ei și plecau așa cu o stare de bine că creștea stima de sine, respectul de sine, că au făcut și ei ceva cu mâna lor. Practic nu... Noi întotdeauna milităm, să zicem așa, să nu faci umbră degeaba pământului. Adică să îți aduci și tu aportul cât poți, cum poți, la evoluția asta care se întâmplă în jurul tău și cu tine. Corect. Și nu le venea să creadă oamenilor că asta le spuneam, mă, ai învățat să faci? Pune unul și în pământ. Așa le spuneam și cu minima bravo, e gratis, l-ai învățat să faci, da, pune unul în pământ. Pentru că se creează rețele energetice sau se susțin deja rețele energetice vechi și se amplifică.
Și de asta noi considerăm că o să creștem într-un an, cât ați în 10, ca și țară, ca și ceea ce o să punem pe masă în următorii și deja ceea ce punem și acum și ce o să punem în continuare. Pentru că vedem că conștiința noastră este pregătită și cei care sunt și ne urmăresc sunt pregătiți și nu este nevoie ca noi să manifestăm toate lucrurile astea, nu e nevoie de foarte mulți oameni, e nevoie doar de unul singur care are misiunea de a pune pe masă ceva. Da. Ceva bun. Ceva benefic. Ceva, da, bun, ceva bun benefic din suflet și din inimă și cu credință și cu energie bună. Da. Ai început să ne spui despre felul în care se realizează aceste dispozitive. Este, materialele sunt foarte simple. Ai nevoie de o cutie de pantofi din aceea de plastic. O lungă cam cât e capacitorul. Capacitorul, dacă mi-aduc aminte, are cam 30 de centimetri. O sârmă de 30 de centimetri. Ai nevoie de folie de aluminiu de la bucătărie. Când le spuneam, râdeam când mi-aduc aminte, când le spuneam oamenilor ce au nevoie să ia, râdeau. Cum? Să iau sormea aluminiu, să iau lui mama hârtia de copt, să iau lui tata sârma de cupru? Da, te duci și ei. De obicei veneam noi cu toate materialele, care ne era mult mai simplu să le pregătim acolo. Deci sârmă de cupru de un monofilar de 1,5, care se găsește peste tot. Aveam nevoie, nu mai știu cât aveam nevoie, dar luam cabluri de cât 100 de metri, cam 20 de metri, cred că consumam ceva de genul. Apoi hârtie de copt, hârtie de aluminiu. Și era un anumit tip de hârtie de copt pe care o căutam, numai aia cerată, că este un tip de hârtie care are, e cerată, da? Nu se prinde, că trebuia să prindă leșia de ea. Da? Apă de izvor, de obicei găseam în zonă, erau cam 500 de grame, dacă mi-aduc aminte, de cenușă de lemn trasă prin sită, pentru că lucrând cu hârtia nu ai nevoie decât de... Nu ai nevoie de alte impurități, că se rupe hârtia și aluminiu și atunci aveam nevoie doar de această, aveam nevoie de o sită și lemn din sobe, luam, veneam cu pungile de, făceam o leșie sau două, depinde câți oameni aveam, ne organizam și este foarte simplu, un an acoperirea durează undeva la 5 minute, deci foarte puțin se ține sârma de cupru, se introduce folia de, prima dată se introduce, se taie bineînțeles pe cât este distanța pentru hârtie și se rulează hârtia care a fost ținută în leșie. Se rulează acea cenușă, este nanomaterial, este foarte puternic la nivel energetic, acea leșie care mai rămâne pe hârtie, se rulează, după aceea se pune, acesta este capacitorul și capacitorul se împarte în baterie, adică partea de aluminiu și partea de hârtie. Și atunci se rula și aluminiu care era ținut la fel în leșie, se nanoacoperea și aluminiu și se făcea practic două roluiri pe sârma de cupru. Apoi veneai cu bobina. Spuneai ceva mai devreme în discuție de uleiuri esențiale că foloseați pentru aceste dispozitive. Da, la sfârșit. Deci, la sfârșit. După ce bobinăm pe aluminiu, se creează bateria și capacitorul. Deci cumva erau două, puneam două bobine pe aluminiu, trei bobine pe hârtie. Și după aceea luai o sticlă de anumită sticlă care are capacul rotund și mai mare, veneai, îndoiai capacitorul, făceai în forma rotundă și făceai conexiunile. Mai sunt conexiuni și atunci aveai plusul și minusul la capacitor. Făceai câți capacitori, asta dura, nu știu, să faci un capacitor, durează, hai să zic, 5 minute, dacă nu ești foarte tehnic, să pui 5 bobine, să debuzi în apă, să stai. Făceam acești capacitori și după aceea îi lăsam să se usuce, pentru că după aceea trebuie pus acest silicon, pistol de silicon. De ce? Pentru că acest silicon ne ajută pe noi în această tehnologie să dea energie dispozitivului. Și avem această nanoacoperire care trebuie protejată. Tocmai de aceea folosim foarte mult silicon.
Da, o să vedeți poze cu dispozitivele care arată. De ce? Pentru că nanoacoperirea rămâne protejată înăuntru. Apoi se lua o caserolă, de obicei, se făceau 5 conuri din aluminiu, pur și simplu te jucai și făceai 5 conuri de aluminiu. Conurile alea de aluminiu le umpleam cu cenușă și cu silicon și se întăreau. Și după aceea, peste con, se pune o sârmă de cupru ca să capteze acea energie. Și se conectează la capacitori. Deci după aceea urmăreai schema, aveai conurile, aveai cutia și aveai capacitori. Și după aceea veneai și urmăreai schema. Ce dispozitiv vrei să faci? Păi Q6. Bun, ai 6 capacitori, 6 conuri, sârmele și aparatul de lipit. Vrei să faci Q24, atunci urmăreai schema de Q24. Acesta este un dodecadron, este făcut în Germania. Și ne-am dat seama de puterea acestor standardizări, pentru că am început să standardizăm, nu știu să facem mini-dispozitive, dar care le foloseam în buzunar sau le foloseam în geantă după noi. După ce se unesc toate legăturile și încercam să punem silicon pe legături, legăturile trebuie foarte fixe, pentru că în momentul în care tu îl bagi în priză și nu sunt legăturile strâns făcute cu mâna, nu foloseam patent, nu făceam nimic, doar cu mâna, pocnește. Nu e legătura bine făcută și mai dădea cât o flacără, cât o placă, da? Și ne dădeam seama unde e legătura acolo, hai să strângem legătura mai bine. Înainte să facem lucrul ăsta, se nanoacoperea final absolut tot, adică se introducea în cutia unde aveam leșie, acolo se punea uleiul esențial la sfârșit, mirosea și frumos, și se nanoacoperea de sfârșit, se băga de obicei în se introducea în aceste ligheane sau luam vase din acelea de salată, boluri de salată, pentru că oamenii vreau să vadă și înăuntru, nu transparente, și puneam două, le capsulam înăuntru. Firele afară trase, rupem faza și pe fază intră un capacitor și celălalt, deci împărțim fază plus minus și apoi exact așa cum e se băga în priză. Ud așa cum este, se băga în priză. Și vedem dacă pârâie ceva, dacă bubuie ceva în el, dacă și nu aveam nicio problemă. La un moment dat începusem să le și atingem și dacă nu făceai împământare, dacă nu aveai împământare, dacă erai încălțat și așa, puteai să stai cu mâna pe ele, nu aveai nicio problemă. Foarte sănătos, din câte știm și am aflat, să stăm cu mâna pe dispozitivele care sunt băgate în priză, mai ales pentru artrite și lucrurile astea, dar astea le lucrăm doar cu cei care, cu persoanele care au aceste dificultăți. Iar apoi pe lângă acest contact fizic am văzut că are efect, după aceea am anulat contactul fizic pentru că puneam mâna direct pe cutia care era pe capsula ei, pe carcas, și primeam la fel această energie. Era mai ușor, mai slabă, nu aveai nimic să te curenteze, oricum nu te curenta, dar lucram din câmpuri. Normal, dispozitivul odată făcut și capsulat nu mai îl deschideam, pentru că ieșea acea condiție, și dacă vroiam să-l reîmprospătăm, noi recomandam să se folosească din nou leșie aceea, leșie, da? Să facă omul, să-l bage din nou să-l ude cu acea cenușă, cu acea soluție de nanoacoperire, pentru că îi vine și îi dă cumva un boost, îi dă un suflu nou de energie în caz că nu mai aveau ei rezultate sau ceva. Asta era și dura destul de puțin, consumam, da, mult silicon, cam 10 bastoane de silicon la un dispozitiv, dar cel puțin reușeam să venim să oamenii să plece cu ceva de la cursul nostru care le realizam. La aceste dispozitive care nu se conectează, pentru că îi întrebam pe oameni, vrei să faci dispozitiv pentru rețea, ai nevoie de prelungitor, vii cu prelungitor. Sau nu vrei pentru rețea? Și atunci erau doamne de obicei care nu vreau ele cu energia, nu, ele vreau pentru meditație, pentru partea spirituală și
fiind ancorate în această zonă, ne și spuneau că se simte, se așa, unde se duce energia, pentru că acești fotoni comunicau cu celulele noastre, este absolut logic și normal. Și ne dădeau atunci feedback-uri. Făceam și meditații de grup, câteodată ne întâlneam în București, aici era grupul cel mai mare, și ne întâlneam, luam dispozitivele și cel mare de 144 și celelalte mici pe care le aveam, le făceam tot felul de formații și stăteam și meditam în aceste câmpuri. Da, și bănuiesc că doamnele, chiar dacă nu urmăreau acest efect, aveau și reducere de consum electric Nu știm asta. Nu știm asta pentru că nu ne-am axat așa de serios acum cum facem cu Minima Gravel. N-aveam un... Îi lăsam pe oameni să facă ce vor, dacă vreau să ne spună la fel. Când am făcut cercetarea cu Minima Gravel ca să înregistrăm 3 luni de zile în județe diferite, rezultate, a fost o cercetare puțin mai serioasă, adică asta a fost înțelegerea, contractul verbal care l-am avut cu acele persoane care le-am dăruit gratis Minima Gravel ca ei să se conecteze și să-l activeze și să ne spună ceea ce se întâmplă în casă. Dar, da, dacă am face din nou cercetare, bănuiesc că la fel am face pentru că așa aducem rezultate. Facem 2-3 cursuri în care învățăm oamenii să facă aceste dispozitive și ei să ne spună în următoarele 3-4 luni de zile ce se întâmplă cu starea lor de sănătate în casa lor și cu pe facturile lor. Uh-huh. E foarte ciudat ce o să se întâmple cu facturile, pentru că e clar că o să scădem, pentru că noi deja ne anoacoperim, avem astfel de dispozitive puse, dar cred că o să se schimbe foarte des contoarele la unii prosumatori, cum suntem noi plasmatici și biofotonici, pentru că generăm multă energie. Încă nu știm cu partea biofotonică câtă energie și nici cu minima gravurile nu știm la câtă putere putem să ajungem, dar asta ne-ar ajuta în cercetare. Știm că există un contoar, cel puțin cei de la care au casele pe panouri fotovoltaice și ei sunt prosumatori, ei au un contoar de intrare în rețea și acolo văd exact ce putere, cât au băgat în rețea. Da. Da-i? Cumva asta e o dovadă a faptului că aceste dispozitive funcționează. Și deja mi-ai zis că nu aveți foarte multe mărturii, nu aveți foarte multe testimoniale primite, dar bănuiesc că totuși oamenii au revenit cu mărturii către voi, câțiva. Probabil. Ce rezultate spun ei că au obținut? Rezultatele ne-am bazat mai mult pe grupul activ pe care l-am avut. Deci partea aceasta de reducere, dar ne-am bazat foarte mult și pe ce primeam de afară, din alte țări. Pentru că nu era o cercetare făcută doar pe România, a fost o cercetare internațională. Și atunci noi am comparat rezultatele noastre de aici cu rezultatele de afară și se pare că cei care foloseau pentru energie electrică apăreau facturile, cum deja avem pe site-ul nostru la secțiunea testimoniale, în care arăt și eu cât am folosit dispozitivul și alți colegi din țară și din străinătate, arătăm că în momentul în care am introdus dispozitivul în rețea, am avut reducere. În momentul în care nu am avut dispozitivul în rețea, nu am avut reducere, în aceeași perioadă cu aceeași tip de consumator, deci nu schimbam, nu adăugam nimic, ca să fie cât mai clar și cât mai evident această interacțiune și acest beneficiu. Iar mai departe erau și schemele pentru o navă spațială biofotonică, pentru că acești capacitori făcut altfel, făcut mai mari, gândiți-vă că sunt capacitori mari în care intri, ca să ne imaginăm mașina, și dedesubt ai un mare capacitor, deasupra ai un mare capacitor și se conectează într-o formă de romb acești capacitori și înăuntru ai anumite conuri de direcționare a energiei. Și mulți oameni se întreabă cum ar zbura o navă spațială cu acest lucru, dar nu zboară. E pur și simplu, ea stă în timp și spațiu. Prin puterea ta, de care ești conectat cu această navă, acest dispozitiv, acest sistem viu, pur și simplu ajungi să levitezi din puterea interacțiunilor pe care nava le creează. Și atunci noi ajunsesem destul de departe și să primim tot felul de informații, doar că ne-am oprit pentru că deja
studiem foarte multe, în foarte multe direcții, și partea eterică e frumoasă, și știința cheș e frumoasă, și semiobiofotonica e frumoasă. Și atunci ne-am bucurat că am putut să facem site-ul, să punem toate lucrurile pe site, cine a vrut s-a conectat cu site-ul, și noi să învățăm pe oameni mai mult baza cunoașterii, adică partea științei cheș. Da. În ce domenii? Ai spus deja că putem folosi aceste dispozitive pentru reducerea consumului de curent electric la mașini. În ce alte domenii le putem folosi? Eu îl văd un foarte bun dispozitiv pe partea de comunicații, dar pentru a stabili această linie de comunicații e nevoie de o cercetare puțin mai serioasă și mai de durată, pentru că putem să facem anumite teste cu persoane care au două dispozitive similare și să testăm partea aceasta de telepatie și să vedem dacă aceste persoane percep altfel mediul înconjurător și încep să perceapă alte informații. Poate se conectează cu alte entități, da? Asta înseamnă telepatie, începem să ne conectăm cu alte entități și cred că o să fie un domeniu interesant, pentru că asta testăm cumva și la partea cu minimagravuri, dar acum, discutând despre această tehnologie, noi deja am stabilit un contact din afara planetei, cumva, un contact prin testele pe care le-am avut cu entități benefice care s-au conectat. Deci, ușor, ușor, stând în aceste dispozitive, și sunt dispozitive de conștiință, cum ne-am spus noi, adică din conștiința colectivă am fost descărcate și transmise aici ca să ne ajute pe anumite planuri. În general, planurile pe care noi le folosim, că folosim pe partea electrică, că suntem încă atașați, că să reducem, că e scump factura, că nu, asta e clar. Dar noi folosim foarte mult pe partea spirituală, pentru că acolo absorbim mai multe informații în funcție de nivelul fiecăruia și în funcție de misiunea fiecăruia. Și altfel te bucuri la o informație pe care o primești într-o meditație, stând într-un câmp de biofotoni, saturat de câmp de biofotoni, și îți dai seama că lucrurile funcționează. Pentru că ne întoarcem iarăși la fundament, tot ceea ce replicăm în jurul nostru nu este altceva decât ceea ce noi avem în noi, dar nu știm să folosim, sau sunt la valori energetice, am consumat valoarea aceea energetică și este nevoie să o echilibrăm. Și asta fac aceste dispozitive. Deci aceste dispozitive suntem practic noi care emitem și absorbim în continuu energie de toate spectrele, de toate frecvențele, și cu cât înțelegem și introducem în conștiința noastră astfel de informații, cu atât ne dăm seama că lucrurile sunt extraordinar de simple și ne dăm seama cum funcționează acest sistem biologic, acest dispozitiv pe care noi îl acoperim cu haine, poate nu e nevoie să-l acoperim, introducem tot felul de elemente în interior, poate nu e nevoie să introduc atâtea elemente, trebuie să-i creez o stare de bine, în jurul, stare de echilibru în jurul său, în care el să înceapă să comunice cu elementele care sunt în jur și care cred că îl pot susține. Aici suntem și mai vedem această parte de parte cuantică, de care asta e cu partea de comunicație, în care o să avem, trecem de la această tehnologie artificială creată de entități care n-au evoluat foarte mult și foarte aproape de creator, și o să trecem prin inteligența artificială aceasta, în care cu roboți, cu, dacă nu mai ai o mână să pui nu să-ți crești mâna, să ai medbed-ul care să-ți regenereze mâna, să-ți pui atelă de fier sau așa mai departe. Deci astea sunt pe robotică, cyborg și așa mai departe, care transumanismul acesta, care ne îndepărtăm ușor, ușor, și intrăm în partea de inteligență organică, în care avem acces la nu doar informațiile din galaxie, avem informațiile din univers. Dar pentru a crea această legătură ai nevoie de, ori ai nevoie de un telefon mobil, ori tu ți-ai dat seama că poți să accesezi și ai misiunea și curățarea sufletului, pentru că aici contează, poate mulți au misiuni extraordinare de superbe și de minunate, dar s-au pierdut pe aici prin fizicalitate,
și sufletul lor au și-au îngreunat sufletul, dar nu mai așa de pur, din cauza anumitor elemente. Și nu pot să acceseze acele informații. Sau dacă le accesează, nu au înțelegerea. Sau se întâlnesc cu aceste informații cu sincronicități și nu-și dau seama. Contează foarte mult puritatea sufletului. Și sunt foarte mulți oameni care fac tot felul de dispozitive și de tot felul de, da, mai ales cunoașterea, acum e cine se uită la noi pe site, nu le, adică noi întotdeauna primim feedback foarte bun, nu ne vine să credem că existați, uite ce aveți, cum de n-a știut de voi de ani de zile. Dar oamenii să fie foarte atenți la cei care vând astfel de dispozitive sau pun la dispoziție, pentru că, vedeți, e ușor să faci o cutiuță, un lighean, o casoletă cu o anumit tip de tehnologie, dar contează puritatea sufletului, contează intenția, pentru că automat cei care vând astfel de tehnologie nu vi le explică, nu știu nici ce să explice, nu știu ce au făcut acolo, doar replică pentru bani și nu e recomandat să se interacționeze foarte mult, pentru că acolo sunt alte lucruri de înțeles. Pentru omul care cumpără și, bineînțeles, și pentru cel care realizează. Tocmai de aceea încercăm să le explicăm oamenilor că nu neapărat energiile care se simt sunt energiile benefice. Ne-am dat seama de acest lucru, se creează haos energetic și în acest haos energetic vin alt tip de entități în jurul acestui haos energetic, care s-ar putea să cărăm în spate pe acele energii, că ne conectăm cu acele energii, s-ar putea să ne conectăm și cu anumite entități care nu prea sunt de, nu sunt aproape de, sunt și ele de lumină, da? Tot sunt entități de lumină, dar au alte scopuri ca să te manipuleze și nu sunt ființe care sunt iubitoare. Da? Așa ne dăm seama foarte simplu. Dacă au iubire, sunt entități care sigur rezonăm. Dacă nu au iubire și nu, atunci ne îndepărtăm și îi rugăm pe oameni să fie atenți la noile tehnologii care vor apărea, mai ales pe zona aceasta de câmpuri, pentru că nu neapărat dacă simți acea energie s-ar putea să-ți fie benefică. Și sunt oameni care fac și hibridizează și pun și cu X și tehnologie și cu Y tehnologie, da? Dar nu-și dau seama la nivel energetic ceea ce se întâmplă. Și de asta noi am preferat să lucrăm așa sistematic pe fiecare tehnologie în parte și să nu le combinăm. Și dacă le-am combinat, am fost foarte atenți și am cerut întotdeauna ghidaj. Și am preferat să lucrăm cu energii slabe, dar știam că energiile acestea slabe sunt foarte prietenoase și chiar ajută celulele noastre, ajută ADN-ul. Pentru că noi, stând în câmpuri acestea fotonice, eu am curat să fac pariu cu oricine că acea persoană se va întineri. Dar ca să facem această cercetare, costă 2500 de euro o analiză. În Spania se face un institut de cercetare în care îți verifică telomerii. Uh-huh. Și acolo vezi. Da, corect. Vezi înainte, vezi după, vezi în timp și vezi că s-au păstrat. Și noi avem aceste tehnologii în care arătăm că întinerim. Se vede pe noi, oamenii ne spun că ajung la doctor și să miră doctorii de ei că sunt sănătoși. Și că, de ce ați mai venit la doctor? Păi să facem analizele. Păi nu vezi că e sănătos. Asta ne spun colegii, cei care aplică cunoașterea. Dar ca să o ajungem, să o prezentăm la un nivel științific, este nevoie de investiție și până ajungem acolo, noi preferăm să le spunem oamenilor pe limbajul lor, pe limbajul de țăran, pe limbajul de bebeluș, că lucrurile astea pot să funcționeze și la ei în ogradă și la ei în locuință, la fel cum funcționează la noi. Corect. Și mai degrabă să și le facă singuri decât să apeleze la alte persoane. Absolut. Noi cu asta, în primul rând, este cercetare, dezvoltare, inovare și educație. Adică noi tot ceea ce facem îi învățăm pe oameni pentru că am ajuns să înțelegem un pic din ceea ce ne-a fost dat și picul ăla ne-a fost nouă benefic. Și dacă ne-a fost nouă benefic, s-ar putea să fie și altui benefic. Și am învățat. Și asta e misiunea noastră, una din misiuni, să învățăm oamenii să avem același nivel de cunoaștere. Hai să știm tot să facem nave spațiale, să știm tot să facem dispozitive, să fim prosumatori, dar nu avem un marketing în spate în care să ne permită să punem aceste dispozitive, că pot să le fac într-un design în care spui că au venit din America aceste dispozitive. Da? Deci avem și noi această latură artistică dezvoltată, avem un grup în comunitatea noastră artiști care pot să facă acest lucru. Dar e mult mai simplu să-i arăți omului în față ligheanul și să-i arăți și ce e în lighean și că nu vrei să-i vinzi nimic și că informațiile sunt pe site și să stea el să studieze, să-și pună el lui intenția și să-și bată și el capul să studieze, să se întoarcă și la domn profesor Stănciulescu și să studieze.
ca să vadă și teoria. Nu doar așa să fie roboți, ce e acolo, un capacitor, cât trebuie să fac? 5, 17, nu contează. Roboțeală. Noi nu vrem să facem roboți, să producem. Și atunci le spunem, participați, luați teoria din cărți, practica o luați de la noi și aveți rezultate. Puneți acolo o bucățică de suflet, o intenție, ceva bun din mintea voastră. Noi sperăm să funcționeze. Noi sperăm, mai ales în această perioadă, facem foarte mult apel la oamenii, cel puțin din comunitatea noastră, să învețe, să-și deschidă inima, să fie mai pozitivi și să-și pună intențiile că orice e posibil. Și lucrurile în viața lor se schimbă. Absolut. Îți mulțumim pentru toate informațiile extraordinare pe care ne le-ai adus și astăzi seara în emisiune. Ne-ai lăsat cu o intenție foarte frumoasă, cu un mesaj foarte frumos pe final. Te mai așteptăm. Și ție, om drag, îți mulțumesc că ne-ai rămas alături până la final. Până data viitoare, te îmbrățișez cu inima și nu uita să rămâi în călătoria de la materie la suflet. Toate bune!